Dragilor, vă salut! Am revenit după o scurtă perioadă în care am fost un pic răcit. De, schimbarea bruscă de vreme nu face bine nimănui. După plimbarea pe care am făcut-o în Magaluf, astăzi am venit rândul uneia dintre cele mai celebre destinații, ca să spun așa, și deodată și cea mai apropiată de aeroport, și anume Can Pastia. Ei bine, numele de Can Pastia, probabil că vă întrebați de unde vine. Can este o prescurtare locală de la numele de casă, casa de, s-a transformat într-un can, iar Pastia, din câte se pare, este numele unui marinar de acum vreo 200 de ani, care undeva în jurul acestor plaje vindea tutun ilegal, care era presat sub formă de pastile. Și de aici și numele de Can Pastia, adică casa pastilelor. Sau cel puțin așa spune povestea. Așa cum am spus, locația este extrem de apropiată de aeroport. Se pot vedea și avioanele undeva sus pe cer. Și este extrem, extrem, extrem de iubită de către familiile cu copii, datorită acestui mic golfuleț și datorită faptului că este unul dintre cele mai complete locații care există pe această insulă, în Mallorca. Și când spun complete, nu mă refer doar la restaurante, baruri și spații de cazare, mă refer și la toate celelalte de trebuință pentru o vacanță liniștită și reușită alături de copii. Nu este doar aceasta plaja, aici m-am oprit pentru că undeva acolo în depărtare am reușit să găsesc loc de parcare. Vara în Palma de Mallorca, locurile de parcare sunt o adevărată aventură, mai ales aici în Can Pastia, unde sunt extrem de mulți turiști și extrem de multe agenții de rent-a-car. Însă m-am gândit să încep cu această locație pentru că este una dintre locațiile, așa cum am mai spus, cel mai iubite de către familiile cu copii, pentru că apa este foarte mică și este prima care se încălzește. Acest golf asigurând liniștea și bunăstarea celor care vin cu copiii. Can Pastia face parte din Playa de Palma. Playa de Palma fiind un district, poate cel mai larg district de plaje al insulei Mallorca. Din Playa de Palma face parte Can Pastia, cât și Arenal. Undeva între Can Pastia și Arenal se află și hotelul în care eu îmi desfășor activitatea cu drag și spor de ceva timp încoace. În continuare vom procede la o mică plimbare, unde vom vorbi despre particularitățile zonei și de ce este atât de preferată de către majoritatea turiștilor. Ei bine, turiștii preferă această locație, în primul și în primul rând, datorită faptului că este, așa cum am mai spus, extrem de aproape de aeroport. O să întrerup un pic, ia să vedem, nu cumva mi-am uitat eu telefonul în mașină, ca să fac o bucurie unui căutător de comori local, ca să spun așa. Nu mi l-am lăsat în mașină, înseamnă că mi l-am pus în gent. Exact, telefonul este în geantă. Deci mergem mai departe. Așa cum am spus, ca să revin la ideea de bază, Can Pastia este locul preferat de către foarte mulți turiști, datorită faptului că este extrem de aproape de plajă, până la aeroport. Există inclusiv un autobuz în sistem expres, autobuzul A2, care face curse odată la 30 și la 35 de minute. Cursele cu taxiul
existând de altfel, dar fiind cumva neprofitabile datorită distanței. Plajele sunt toate păzite de către bodyguards și de către personal autorizat și majoritatea dintre ele sunt plaje accesibile persoanelor cu dizabilități, așa cum pune și acest steag. Numele plajei este Cala Estancia. Da? Se poate vedea. Bun. Locația este, așa cum am spus, una dintre cele mai complexe. După cum vom vedea mai încolo, ca și complexitate, Campastia este depășită doar de Arenal. Playa de Arenal, unde să sperăm că vom putea ajunge astăzi. Puțină culoare nu strică niciodată, și anume o sală de jocuri, de casino, pentru cei care au nevoie cu adevărat de acest aspect în timpul vacanței. În districtul Playa de Palma, așa cum am spus, este Campastia și Arenalul. Undeva între Campastia și Arenal se află hotelul unde eu lucrez. Această locație este extrem de iubită de către cetățenii germani, ei fiind preponderenți, de către cetățenii englezi, și aceștia fiind prezent în număr extrem de mare, diversitatea culturală este uriașă. Avem atât olandezi, cât și englezi, cât și germani, cât și spanioli, și mai nou, cei care aleg să vină în vacanță în Campastia, mai exact în Playa de Palma, sunt cetățenii din Polonia și cetățenii sârbi. Serbia și Polonia cunoscând o dezvoltare economică uriașă în ultima perioadă. Vom merge la plimbare, probabil până la mijlocul stațiunii, întrucât stațiunea este uriașă, după cum se poate vedea. Vom filma plaja și pe parcurs vom vorbi despre micile particularități și micile aspecte de care trebuie ținut cont în momentul în care alegi să vii într-o vacanță în Campastia.